Relaxări de sărbători, interdicțiile de circulație și masca obligatorie pe stradă vor fi eliminate. De asemenea, programul magazinelor ar putea fi prelungit până la orele 23, în special în perioada Crăciunului și Revelionului. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a propus marți, în cadrul hotărârii de prelungire a stării de alertă, măsuri de relaxare pentru perioada sărbătorilor. Printre acestea se numără eliminarea restricțiilor de circulație, renunțarea la mască în spațiile publice deschise, neaglomerate, sau accesul la mall pe bază de test negativ. O părere bună. E bună, că eu nu pot să stau cu masca, că mă înfund, că sunt bolnavă. Și de asta e bun, foarte bine. Să le scoată toate. Să scoată masca o stau odată, să nu le mai purtăm. Bineînțeles, masca de protecție se va purta în continuare în spațiile închise. Eu zic că nu este bine. Nu trebuia să fie eliminate restricțiile astea, că valul altul e pe drum. Adică ne facem rău cu mâna noastră. O părere bună am, de fapt, că și măștile ăștia ne-am cam săturat de ele. Se scoată și interdicțiile, că dacă stai mai în casă închis, ce faci atunci? Mai ieșim și noi la lumină, ca să zic. Ales acum, în perioada asta. Da, în perioada asta, când mă gândesc că după aceea revin din nou restricțiile și ne așteptăm iar la ce, nu știm exact, dar oricum tot stricte ce va fi. De asemenea, va crește intervalul orar în care agenții economici au voie să țină deschise punctele de lucru de la ora 21 la ora 22.